România cere bani europeni pentru fermierii afectați de pesta porcină africană. Premierul Viorica Dăncilă a profitat de vizita în România a comisarului european pentru agricultură Phil Hogan și a cerut sprijinul. Am prezentat domnului comisar situația creată de evoluția explozivă a pestei porcine africane, cu efecte atât în plan economico-financiar, dar și social. Am solicitat domnului comisar european acordarea întregului sprijin tehnic și financiar din partea Comisiei Europene pentru reducerea impactului nefast pe care pesta porcină africană l-a avut asupra agriculturii românești. Asistența europeană este foarte importantă pentru România, dată fiind ponderea agriculturii în economia românească. Premierul susține că autoritățile românești au luat toate măsurile necesare pentru a minimiza extinderea focarelor de peste porcină. Dar aceste măsuri, sacrificarea porcilor mai exact, au dus la efecte economice grave pentru crescătorii de porci. În replică, Phil Hogan, comisar european pentru agricultură, a spus că va încerca să ajute România, chiar dacă bugetul Uniunii Europene pentru agricultură este acum mai mic. So we have agreed that we will intensify our efforts in relation to controlling the disease, improving detection even more, and surveillance, and looking at our instruments to help our farmers to comply with these biosecurity measures to see what financial support we can mobilize for them. Și desigur, pe lângă control, supraveghere și intervenție, ne gândim și la măsuri financiare pentru a ajuta fermierii în aceste situații, astfel încât să treacă peste aceste momente. The government has notified the European Commission recently that it intends to seek support for their farmers to deal with these biosecurity and measures that are necessary to be implemented for to eliminate the disease. Pentru a putea implementa cât mai ușor măsurile de biosecuritate astfel încât eliminarea bolii să fie cât mai timpurie. And when we receive more details in the coming days, we will be able to evaluate this application by Romania and hopefully be in a position to help. Și când vom primi mai multe detalii în următoarele zile, ne vom putea uita foarte atent la cererea României și vom ști exact ce măsuri putem lua pentru a ajuta România. Phil Hogan a mai spus că de la Comisia Europeană a fost alocată deja suma de 2 milioane de euro pentru partea de ajutor sanitar veterinar, iar fermierii ar urma să fie ajutați prin programul de dezvoltare rurală. Comisarul European pentru Agricultură va fi prezent vineri la Cluj-Napoca, unde va participa la un dialog public cu cetățenii.